Primarul municipiului Călăraș, Daniel Ștefan Drăgulin, a semnat proiectul Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Călăraș prin crearea unui spațiu urban multifuncțional în zona centrală a municipiului. Bugetul total al proiectului este de peste 36 de milioane de lei, din care 2% din totalul bugetului reprezintă contribuția proprie a municipiului Călăraș. Perimetrul în care este situat amplasamentul investiției concentrează sediile celor mai importante instituții publice, financiare, culturale și comerciale și prezintă o bună deservire cu spații publice prin existența unei rețele formate din grădini, scoaruri și piețe conectate parțial în zonele pietonale. Așa cum vă spuneam, când am semnat primul contract pe fonduri europene, a cărui valoare se ridică la peste 9 milioane de euro, a venit rândul celui de-al doilea și ca valoare. Este vorba de un proiect pietonal care leagă primăria, de fapt piața din fața primăriei și a Consiliului Județean până la piața veche, cum o știe toată lumea. Un proiect care cuprinde și acele mult dorite elemente smart, cât și elemente de recreere și de, să zic așa, foarte, foarte mult verde. Sper ca acest proiect să dovedească că și noi, cei care lucrăm în primărie, împreună cu domnii de la Sud Muntenia, care încă o dată vreau să le mulțumesc pentru modul în care sunt alături de noi, și vom dovedi că cei 4 ani în care foarte mulți spuneau că în primărie nu se realizează nimic, și ce de fapt se lucrau foarte, foarte multe documente, s-a lucrat la cele peste 1400 de cărți funciare, s-a lucrat la evaluări, la vizite în teren, la discuții purtate cu domnii de la Sud Muntenia, și finalitatea este ca astăzi să semnăm acest contract, urmând să reevaluăm și să actualizăm manopera, indicatorii tehnico-economici și după aceea să fie trecut în SICAP, și așteptăm ca cei care vor veni să liciteze să facem ce să facă ca, în așa fel încât să aibă toate documentele, să nu existe contestații, și sperăm ca până în toamnă să demarăm acest proiect. Deci cele două proiecte fac aproximativ 16 milioane de euro. Mai avem până la 22, sunt alte proiecte pe care în perioada următoare le vom semna și sperăm ca prin aceste proiecte municipiul Călăraș să înceapă să arată ca un oraș modern. Ne așteaptă să licităm sau să semnăm contractul și pentru autobuze și pentru centru de trafic, nu? Da. Și pistele de biciclete. Sunt multe proiecte care în perioada următoare vor trebui semnate, astfel încât anul 2020 să fie un an bogat în evaluări și evaluări ale ofertanților și, bineînțeles, semnarea contractelor dintre noi și constructori. Domnul Mușat? Da, domnule primar, suntem și noi bucuroși că semnăm astăzi un nou contract la Primăria Călăraș pe axa 4. Iată că municipiul Călăraș semnează cel de-al doilea contract pe 4.1, poate cea mai importantă componentă a axei 4, cea care ține de infrastructură, mă rog, cu reducerea emisiilor de carbon, cu mobilitate și așa mai departe. Este singura reședință de județ din regiune care semnează contracte până acum în această axă. Vorbesc de 4.1. Sunt convins că odată cu semnarea acestui contract, dacă, eu știu, în municipiu Călăraș și în primărie, mai existau oarește temeri că nu se respectă anumite ordine, anumite ierarhii cronologice, iată că faptul că primele contracte depuse,
fiindcă să ne amintim, primăria Călăraș a depus între cele 7 reședințe de județ primele contracte în această axă. Iată că este și prima care le semnează și sunt convins că anul 2020, cu acest front de lucru impresionant de peste 80 de milioane de lei, cuantificate numai în aceste două proiecte, va duce nu numai la realizarea documentațiilor de achiziție și atribuirea contractelor, ci efectiv la plăți importante către constructori și, evident, o contribuție importantă a municipalității călărășene la ținta de absorpție pentru regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia în anul 2020. Vreau să felicit pe angajații primăriei în frunte cu domnul primar, cu direcția de proiecte pentru colaborarea pe care am avut-o. Sunt convins că dânsii, prin modul cum noi am colaborat în aceste proiecte, au răspunsuri la întrebările pe care unii, cu oareșe maliciozitate uneori, și le pun ce face agenția aceasta pentru județul, pentru municipiul Călăraș. Sunt lucruri care pot fi spuse, lucruri care se pot înțelege, lucruri care nu pot fi spuse din activitate, dar important este că suntem în acest moment important și vreau să vă doresc succes în realizarea acestor documentații, în, evident, în implementarea proiectelor, în realizarea acestora, ca ele să intre cât mai degrabă în serviciul comunității călărășene, proiecte care sunt așteptate de atâta timp. Încă o dată, felicitări, succes și, având în vedere că suntem în pragul sărbătorilor, sărbători fericite tuturor călărășenilor. Mulțumesc, domnule Mușat. Aș vrea să mai subliniez un lucru și anume faptul că semnarea acestui contract, cât și a celuilalt din acum 2-3 săptămâni, dovedește că echipa pe care, exact cum zicea și dumneavoastră, că sunt voci care spun că nu ajutați Călărașul, aceste lucruri nu se văd, se știu, colaborarea între noi și dumneavoastră și ca persoană și ca instituție este una deosebită. Echipa de la Direcția de Proiecte Europene, cu sprijinul sau în colaborare cu celelalte direcții, direcția tehnică, direcția economică, juridică, și-au pus amprenta asupra acestor proiecte. Faptul că nu au fost foarte multe clarificări, atât la primul proiect cât și la al doilea, dovedește faptul că, într-adevăr, suntem pe drumul cel bun. Poate în etapa viitoare de fonduri europene să avem mult mai multe proiecte. Noi deja, valoarea proiectului pe care le avem este peste 45 de milioane de euro. Sperăm cât mai multe din aceste proiecte să intre în această etapă și în etapa următoare celelalte sau ceea ce considerăm noi că putem să mai facem pentru confortul și pentru municipiul nostru. Mă bucur enorm de mult că la sfârșit de an Moșu a venit cu tolba plină. Asta înseamnă că cei care au fost implicați și-au făcut datoria și Moșu, la rândul lui, și-a făcut datoria prin aceste daruri, nu numai pentru noi, ci prin noi, pentru toți cetățenii municipiului Călăraș. Cine e Moșu? Vreau să vă urez tuturor celor care sunteți aici, celor care ne urmăresc, sănătate și la mulți ani, atât din partea mea, cât și a colegilor mei din conducere. Bineînțeles, nu trebuie să uităm nici Consiliul Local, care ori de câte ori a fost solicitat, a răspuns cu promptitudine la toate proiectele pe care noi le-am avut în regim de urgență, venind și analizând în scurt timp și votând tot ceea ce noi am solicitat,
că altfel nu am fi ajuns ca astăzi să semnăm acest proiect. Vă mulțumesc și la mulți ani tuturor cărălășenilor și Dumnezeu să ne ajute să înfăptuim ceea ce ne-am propus. Să ne ascult? Ok. E un stilo deosebit. Mă bucur să semnați cât mai multe contracte. Da, 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 da. Am o dată. Aici ar fi. Al treilea. Semnăm cu un stilou, nu că nu am avea cu ce să semnăm, dar acest lucru dovedește și legătura dintre instituția domnului Mușat și a domnului Mușat cu instituția primarului și a primarului Drăgul. Da. Mai semnăm, nu? Poate mai era... Asta-mi pentru data viitoare. Deci, tu ai pentru ce? Acesta e proiectul de aproximativ 7,4 milioane de euro. Trebuie să spunem că am promis călărășenilor că anul ăsta vom semna contracte cu fonduri europene până la 30 de milioane de euro. Cu acest proiect ne apropiem de această sumă și mai avem două în precontractare care va depăși suma. Deci ne-am ținut de cuvânt în acest an. Felicitări!